Conducerea complexului energetic Hunedoara nu a reacționat până acum în cazul accidentului de muncă de la Mina Lupeni în care un miner și-a pierdut viața în abataj, iar acum directorul general Samuel Dioane nu a vorbit decât despre condițiile pe care le aveau cei doi mineri aflați în front. Concluziile sunt departe de a fi trasate și teme încă nu a definitivat ancheta în acest caz, însă potrivit celor de la CEH, de la Mina Lupeni nu lipseau materialele necesare, așa cum a fost în cazul stâlpilor care au produs ultima surpare în care au murit mineri. Ancheta se va face de către itm și procuratură. Din ce putem noi să spunem, materialele necesare au fost asigurate și la momentul respectiv. Restul decid forurile superioare care se ocupă cu așa ceva. Un miner 42 de ani a murit luna trecută, iar un altul de 33 de ani a scăpat ca prin minune după ce tavanul abatajului în care lucrau s-a prăbușit, la schimbul 1 la mina Lupeni. Cei doi bărbați au fost prinși în subteranul mine într-un abataj care s-a prăbușit pe o distanță de maxim 2 metri, dar cei care conduc complexul energetic nu cred că celor din subteran le lipseau materialele în acel moment. Anul trecut, în luna octombrie, la această mină au fost surprinși dar pe o altă galerie 11 mineri. Deși au pierdut viața, atunci și ancheta a scos la iveală lipsurile. Despre toate acestea, însă liderii de acum ai minerilor spun că nu mai reprezintă o problemă și cred că accidentul s-a produs din alte cauze.